Cum se fac evaluările proiectelor? Multă lume întreabă dacă au șanse sau consideră că șansele lor sunt mai mici decât ale altora. Nu este adevărat. Orice proiect are șanse egale cu celelalte sau mai bune, mai competitive, dacă consultantul este ales cu atenție și știe să exploateze fiecare indicator tehnico-financiar solicitat ghidul solicitantului pentru a face proiectul mai competitiv, adică pentru a obține un punctaj mult mai mare. Vorbim de rata solvabilității, rata rentabilității, profitabilității și, nu în ultimul rând, vorbim de niște previziuni corect făcute, bazate pe realitate, bazate pe niște oferte din piață, nominale sau generale. O ofertă poate fi și un print screen, o ofertă găsită pe internet. Consultantul trebuie să le pună cap la cap, să creeze un buget, să elaboreze cererea de finanțare și să depună cererea în timp util. Un al doilea aspect este acel legat de momentul proiectului. Există programe care, într-adevăr, fac evaluarea în funcție de primul venit, primul servit și, în limita bugetului disponibil, alocă bani pentru proiectele evaluate. Altele așteaptă întâi să se depună proiectele până la sfârșitul perioadei de depunere, le evaluează pe toate, fac un punctaj și declară câștigătorii în limita bugetului disponibil. Nu uitați, stabilirea obiectivelor este cel mai important lucru pentru a ajunge la succes.